noi ce punem cam de. Aveți legătură cu domnul Truica? Îl cunoașteți pe Adrian Truica? Nu vreți să vorbiți cu noi? E adevărat că v-a înșelat cu cineva și folosea ambulanțele? Ați dat declarații împotriva lui. Credeți că e vinovat? Am fost angajat de către domnul director Truică în vederea unei percheziții domiciliare la domiciliul său din Caransebeș, după care ne prezentăm aici la biroul teritorial Dicot Caraseverin. Percheziția s-a finalizat, în curând va ajunge și clientul meu la Dicot. La prima vedere se poate vorbi de un dosar de șantaj și de grup infracțional organizat. Deocamdată mai multe detalii nu vă pot da și nu vă pot spune pentru că nu cunosc așa vă dat dosarul și mărirea penală este secretă. Cu siguranță îl va audia pe clientul meu și vom vedea dacă se vor lua sau nu măsuri preventive împotriva lui. Deocamdată el beneficiază de acea prezumție nevinovăție a lui 23.11 din Constituție și 4 din procedura penală și eu consider că clientul meu este un om nevinovat și bineînțeles, deocamdată sunt simple acuzații care vom vedea dacă se vor concretiza sau materializa în eșafodarul dosarului. Da, e adevărat că folosea ambulanțe ca să le urmărească pe fete. Nu vă pot spune, n-am văzut dosarul, el îmi spune mie și mi-a comunicat că este nevinovat și că nu are nicio implicare în acest dosar. Au fost percheziții acasă? Au fost percheziții la ambulanță, au fost percheziții la domiciliul acesta din Caransebeș și la domiciliul mamei situat pe raza comunei Buchini. Sunt simple percheziții care odată cu începerea urmării penale referitor la fapt în speță în IRM, procurorul de caz poate să ceară începerea urmăririi penale și, bineînțeles, poate să dispună și să ceară efectuarea percheziției la tribunalul Caraseverin, tribunalul Caraseverin care a admis această cerere și a dispus efectuarea acestor percheziții. Conform noului cod de procedură penală, perchezițiile le pot dispune chiar dacă nu este început urmărirea penală in personam și acest lucru deocamdată nu este. De ce a blocat persoana vătămată în trafic cu mașina? Sincer, nu cunosc, nu vă pot da detalii, nu cunosc nimic din dosar. V-am spus, ceea ce mi-a spus clientul meu este că este ar fi nevinovat și dorește să studiem dosarul și după care vom da o declarație în acest dosar. Cei de la ambulanță au luat o decizie în privirea funcției sale, rămâne manager, a fost suspendat? Nu poate să ia o decizie așa de repede, fiindcă dacă nu se dispune o măsură preventivă, cel puțin arestului la domiciliu sau arestului preventiv, ei nu pot să ia fiind funcționari publici și beneficiază acea prezumție nevinovăție la care eu făceam referire mai înainte. Are vreo legătură cu domnul Oros? Nu cunosc, nu știu cine este domnul Oros, nu știu care are vreo legătură sau nu, vom vedea ce apare la dosarul cauzei. Dar v-am spus, infracțiunile sunt de șantaj și grup infracțional organizat, nu alte infracțiuni, să fie informată corect opinia publică.
Că când Carmen a convenit și a stat în parchet. Nu, mă, deloc nu s-a schimbat. Ba, parcă mai... Era goală, era goală. Da? Sigur? Da, da. Da. Dar de unde și pisa? Da. M-a băgat și pot să-l. N-au venit, mă, oameni. N-avea cum să-l aducă când Carmen a convenit.